Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Prima parte Vatra și Salamandra Cartea începe cu Citez Era o plăcere să dea foc Era o plăcere ieșită din comun Să vadă cum obiectele se mistuiau în flăcări Să le vadă cum se negresc Și cum se schimbă Să stea cu degetele îngleștate pe muntura de alamă A uriașului piton Care scuipa petrol ca un venin asupra lumii, să-și simtă sângele zvâcnind în tâmple, în timp ce mâinile lui, ca cele ale unui fantastic dirijor, conduceau toate simfoniile flăcărilor, nimicind prin foc rămășițele și ruinele carbonizate ale istoriei. Cu casca numerotată simbolic 451, așezată pe capul masiv, cu ochii aruncând flăcări portocalii la gândul a ceea ce urma să fie, deschise aprinzătorul și casa explodă într-o vâlvătaie hămesită, luminând cerul serii într-un vârtej de roșu, galben și negru. Păși în mijlocul roiului de scântei, mai presus de orice își dorea, la fel ca în vechea glumă, să împingă o nalbă cu un băț în în timp ce cărțile săreau în sus în vârtejul de scântei, scrumul lor fiind purtat departe de vântul pe care incendiul îl preschimba într-un nor întunecat. Montag rânji. Acel rânjet înfricoșător al oamenilor atinși de flăcări și ținuți de ele la distanță știa că atunci când se va întoarce la unitatea de pompieri, își va putea face cu ochiul în oglindă ca un comediant cu chipul înegrit cu dop ars. Mai târziu, când va merge la culcare, își va simți prin întuneric mușchii feței încremeniți în același rânjet necruțător ca focul. Acel surâs nu dispărea niciodată, niciodată, de când se știa el. Își agăță în cuier casca lucioasă ca un cărăbuș, apoi o lustrui. Alături își atârnă cu grijă haina de protecție din material neinflamabil, făcut duș cu apă din belșug. După aceea, fluierând cu mâinile în buzunare, traversă etajul unității de pompieri, și păși în gol. În ultima clipă, când părea să nu mai aibă vreo scăpare, scoase mâinile din buzunare și se prinse de bara urie. Se lăsă să alunece în jos și își frână coborârea când ajunse cu călcâile la nici 3 cm de podeaua de beton de dedesubt. V-ați dat seama că personajul Guy Montag se distrează dând foc lucrurilor este treaba lui, este pompier și poartă în mod corespunzător o cască de pompier cu numărul 451 gravat pe ea după cum ați aflat deja. Este cam miezul nopții și el ia metroul până la cea mai apropiată stație de casa lui și iese pe strada întunecată unde are aceeași senzație pe care a avut-o cu câteva nopți înainte, cineva tocmai a fost acolo în stradă. Acel cineva se dovedește a fi o tânără pe care o descoperă când trece de colțul străzii. Ea are pielea foarte albă și ochii căprui întunecați, strălucitori și se uită la salamandra de pe brațul lui și la discul Phoenix de pe piept, două imagini de pe uniforma lui, două creaturi asociate cu focul. Montag o întreabă pe fată dacă este noua lui vecină și ea confirmă. Pe urmă se prezintă ca fiind Clarice McClellan, dar numai după ce a fost surprinsă despre faptul că Montag este pompier. Ea îl roagă să o însoțească acasă, iar Montag este de acord. În timp ce merg împreună, lui, în ciuda aurei perpetuie de cherosen care plutește în jurul lui, îi miroase a căpșuni și caise, ceea ce știe că este imposibil în această perioadă a anului. Clarice îi dezvăluie că are 17 ani și este nebună. Activitățile ei preferate includ plimbarea și mirosul lucrurilor și de asemenea îi place să observe ce se întâmplă în jurul ei, cum ar fi răsăritul soarelui. Apoi el informează că ea nu se teme de el. El se uită în ochii ei negri și se vede reflectat, simte un soi de iluminare pe chipul ei. Claris vrea să știe de cât timp este pompier. De când avea 20 de ani, spuse el, deci cam acum 10 ani. Îl întreabă dacă a citit cărțile pe care le arde. Desigur că nu, răspunde Montag, pentru că asta este ilegal. Clarice vrea să știe dacă cu mult timp în urmă pompierii chiar au stins incendiile în loc să le pornească. Nu, normal că nu, spune el. În ce fel de lume stupidă pompierii ar stinge focul? Clarice râde și este taxată de montag pentru că nu i-a arătat respect, dar ea îl întreabă din senin dacă a văzut panourile lungi de 60 de metri de la marginea orașului și dacă știa că, odinioară, panourile publicitare aveau numai 6 metri. Pe urmă îl lămurește ea, mașinile au început să meargă pe șosele cu asemenea viteză, încât panourile au trebuit lungite, ca reclamele să poată fi citite. Ea continuă spunându-i despre toate lucrurile cărora le lipsesc oamenilor când trec atât de repede, cum ar fi faptul că este rouă pe iarbă dimineața. Montag recunoaște că nu a mai privit de mult roa dimineții. Clarice îl informează că locuiește cu mama, tatăl și unchiul ei. Unchiul este rebelul, se pare. El este cel care îi spune despre cum erau lucrurile înainte. De asemenea, el este arestat ocazional pentru crime precum aceea de a fi pieton. Ajungi la casele lor, Montag îi spune noapte bună. Înainte de a se despărți, Clarice îl întreabă dacă este fericit și pleacă, înainte ca el să poată răspunde. Odată ce intră în casă, Montag nu poate scăpa de întrebarea fetei. Bineînțeles că e fericit, nu? Întreaga întâlnire i-a lăsat un gust amar. Totul a fost foarte ciudat, reflectă el, ca atunci când a dat peste un bătrân la fel de ciudat în parc. Dar cu toate astea nu se poate opri să se gândească la chipul lui Claris, pe care o consideră foarte frumoasă. O compară cu cadranul unui ceas, care luminează în întuneric ca o certitudine luminoasă într-o tăcere albă. Apoi el se ceartă pentru că este un prost și se gândește la asemenea lucruri stupide. Dar se gândește iar la fața ei. I se părea ca o oglindă care îl reflectă când se uită în ea. Este clar că Montag a devenit cumva obsedat de Claris. De asemenea, el crede că e ciudat că ea stătea așa pe stradă în miezul nopții, aproape de parcă l-ar fi așteptat. Intră în dormitorul lui, dar nu aprinde lumina. Nu este fericit. Se simte ca și cum ar purta o mască. Iar fata asta, Claris, i-a luat masca și a fugit. Înainte să apese pe întrerupător, stă în întuneric și se întreabă ce va vedea când va aprinde lumina. Știe că soția lui va sta întinsă pe pat, pe spate, că va avea micile căști în urechi, ascultând sunete și vorbe de la radio. El se îndreaptă spre pat, dar pe drum se împiedică de un obiect metalic. A simțit că avea să se împiedice înainte să o facă, dar în loc să aprindă lumina, aprinde o brichetă pentru a ilumina camera. Când își vede soția pe Mildred, ea este palidă și respirația ei este superficială. Obiectul de pe jos este o sticluță de somnifere care avea 30 de capsule în ea și acum nu mai are niciuna. În timp ce stă acolo în stare de șoc, o serie de avioane cu reacție zboară pe deasupra capului, umplând cerul de zgomot și scuturând dormitorul. După ce au trecut, el ia telefonul și sună la urgențe. La scurt timp apar doi tipi. Aceștia sunt mai degrabă instalatori decât doctori spre consternarea lui Montag. Ei folosesc două mașinării pe soția lui, una pentru a-i goli stomacul și cealaltă pentru a-i curăța sângele. Sunt destul de insensibili și îi cer lui Montag taxa de 50 de dolari când au terminat. Când îi întreabă de ce nu au trimis un medic, bărbații răspund că astfel de cazuri apar cam 10 pe noapte, așa că sunt destul de rutinați în a rezolva situația. Salvatori îl lasă pe Montag singur cu soția lui încă adormită. El se gândește la imensitatea universului și la melancolia de a fi singur într-o lume plină de străini. Se duce la fereastră. Este două dimineața. Aude un râs venind dinspre casa lui Claris se apropie de casa vecinilor și rămâne ascultând cuvintele unui bărbat despre care presupune că este unchiul lui Claris. Citez. Ei bine, în definitiv, trăim în epoca materialelor de unică folosință. Îți sufli nasul pe cineva, faci haina cocoloș și o arunci la toaletă. Te duci la altul, sufli, faci cocoloș, arunci. Fiecare folosește poalele hainei al cuiva. Cum să fii suporterul unei echipe locale când n-ai niciun program și când nu știi nici cum îi cheamă. Apropo, ce culoare de tricouri poartă când ies pe teren? Montag se întoarse acasă, lăsă fereastra larg deschisă, verifică starea lui Mildred, îi aranjă cu grijă cuvertura pe lângă trup, apoi se lungi pe pat, lăsând razele lunii să ilumineze pomeții și cutele săpate pe frunte. Aceeași lumină care îi se topea în ochi, formând în fiecare o cataractă de argint. Un strop de ploaie, claris alt strop, Mildred, un al treilea, unchiul, al patrulea, incendiul din seara aceea, unul, Claris, doi, Mildred, trei, unchiul, patru, focul, unul, Mildred, doi, Claris, unu, doi, trei, patru, cinci, Claris, Mildred, unchiul, focul, somniferele, bărbați, materiale de unică folosință, poalele hainelor, suflă, fă aruncă, claris, mildrid, unchiul, foc, pastile, șervețele, suflă, fă coloși aruncă, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ploaie, furtună, unchiul răzând, tunetul rostogolindu-se din ceruri, întregul univers căzând în potop peste pământ, focul izbucnind dintr-un vulcan, năpustindu-se la vale cu un vuiet asurzitor și revărsându-se și voi până dimineața. Nu mai știu nimic, murmură el, lăsând somniferul să se topească pe limbă. A doua zi dimineață el se trezește și o găsește pe soția sa, Mildred, făcând pâine prăjită și complet străină de toată agitația de-aseară și pare că nu-și amintește de încercarea ei de a se sinucide. El încearcă să-i aducă aminte, dar în cele din urmă renunță. În schimb, ea îl apostrofează cu privire la televizor: trei pereți ai camerei lor sunt formați din ecrane mari de televiziune pe care ea le urmărește la nesfârșit. În această lume despre care vorbește Bradbury, televizorul este interactiv, adică telespectatorii sunt implicați e, direct în scenarii. Mildred a trimis multe idei pentru a obține un scenariu, iar ea acum trebuie să stea în mijlocul camerei și să citească partea ei din emisiunea de televiziune. Ea îl întreabă de asemenea când vor reuși să cumpere un al patrulea perete TV pentru 2000 de dolari. Montag o informează că acea sumă este o treime din salariul său anual. Pentru că s-a săturat de soția lui insipidă, iese afară în ploaie și o întâlnește pe Claris, care încearcă să prindă picăturile de ploaie în gură. Ea ține în mână o păpădie și îi spune că dacă freci floarea sub bărbie și se scutură, înseamnă că ești îndrăgostit. Conform acestui test, Clarice este îndrăgostită. Montag încearcă, dar el nu este îndrăgostit. Acest lucru îl înfurie. Probabil pentru că este căsătorit, mă gândesc. <laughs> Clarice îi spune că trebuie să meargă la psihiatru acum. Ei vor să știe de ce petrece atât de mult timp gândindu-se și jucându-se în natură, în loc să se uite la televizor sau să se angajeze în alte activități la fel de lipsite de creier. El se gândește că ea pare mult mai în vârstă decât soția lui, chiar dacă Mildred are 30 de ani și ea doar 17. Apoi ea vrea să afle cum a ajuns să lucreze în domeniu. E ciudat, crede ea, ca cineva ca el să fie pompier. Montag simte că corpul său se împarte în două jumătăți. Clarice pleacă, iar el rămâne încercând să prindă picături de ploaie în gură. În spatele casei de pompieri se află câinele mecanic, un soi de robot. Își urmărește prada prin simțul mirosului și o ucide prin injecție letală prin acul său retractabil de 4 inci. Când pompierii se plictisesc, îl programează să vâneze șobolani sau găini. Montag atinge capul câinelui. Și acesta începe să mărie ceea ce îl sperie. Se dă înapoi încet până când câinele își închide din nou ochii mecanici. În cealaltă parte a camerei, trei dintre colegii săi și capitanul joacă cărți împreună. Montag comentează că câinele nu-l place, dar capitanul răspunde că o fiară mecanică nu are astfel de emoții. M-a amenințat de mai multe ori, îi spune Montag, dacă cineva l-a programat împotriva mea. În secret își face griji pentru ceea ce a ascuns în spatele grătarului ventilatorului de acasă. Aflăm mai multe despre asta mai târziu. Capitanul Betty uh, face o glumă și îl întreabă dacă are ceva pe conștiință. Montag joacă destul de prost dezinvoltura pentru a-și ascunde teamă. El continuă să o vadă pe Clarissa în fiecare zi. Ea îl însoțește mereu până la colțul străzii lui. El se simte de parcă ar cunoaște-o de ani de zile, și ca nu cumva să începem să credem că se întâmplă ceva supărător, el insistă că ea îl face să se simtă ca un tată. Clarice vrea să știe de ce nu are el copii. Montag, îi explică că soția lui nu și-a dorit niciodată să aibă copii. Ea îi spune că nu merge la școală și că acolo nu le este dor de ea, pentru că oricum e foarte antisocial. Majoritatea activităților din școală, să te uiți la televizor, să te uiți la poze, să faci sport, oricum nu par cu adevărat sociale niciodată nu ai conversații reale cu oamenii, spune ea. Așa că în opinia ei nu îi lipsește mare lucru. Pe urmă îi dezvăluie violența uluitoare care predomină în lumea ei. Oamenii se rănesc mereu unii pe alții, iar șase dintre prietenii ei au fost împușcați în ultimul an, iar alți zece au murit în accidente de mașină. Așa că își ocupă ziua, mai ales observând. Îi place să meargă cu metroul, să asculte și să privească. Făcând acest lucru, a descoperit că nimeni nu vorbește despre ceva substanțial. Chiar și arta este abstractă, deși ea a auzit că în trecut arta înfățișa de fapt oameni adevărați. Pe urmă, după o săptămână, Claris dispare. Într-o noapte, jucând cărți la unitatea de pompieri, Montag ascultă știrile uh, la radio. Acolo se spune că războiul poate izbucni în orice moment. Capitanul Betty îl întreabă ce este în neregulă, iar Montag se întreabă dacă acesta îi simte vinovăția. Se uită în jurul mesei la ceilalți pompieri și își dă seama că toți arată exact ca el. Păr negru, fețe nerase, arse de soare. Citez. Capitanul Betty, învăluit în nor de fum de țigară, desface un nou pachet și mototolește celofanul în palmă cu un zgomot ca trosnetul de flăcări. Montag se uită la cărțile pe care le ține în mână. Mă gândeam, mă gândeam la focul de săptămâna trecută, la omul a cărui biblioteca Marso. Ce s-a întâmplat cu el? L-au ridicat urlând și l-au închis la balamuc. Dar nu era nebun. Beati și aranjă liniștit cărțile. Oricine și închipuie că poate păcăli statul și pe noi, este nebun. Încercam să-mi imaginez cum e, continuă Montag, cum ar fi dacă pompierii ne-ar incendia casa și biblioteca noastră. Noi nu avem cărți. Să presupunem că am avea. Tu ai? Beati clipi rar. Nu. Montag privi peste capetele lor la peretele pe care se găsea lista tipărită cu un milion de titluri interzise. Aceste titluri cădeau pradă flăcărilor pierind de ani de zile sub toporișca și furtunul său, din care nu țâșnea apă ci petrol. Nu. Dar în mintea lui se stârni un vânt rece pornit de la ventilatorul de acasă, un vânt care încet, încet îngheța obrazul. Se revăzut în parcul înverzit, stând de vorbă cu un om bătrân, foarte bătrân, iar vântul din parc era la fel de înghețat. Montag șovăi. Așa a, 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 a fost întotdeauna? Unitatea de pompieri, meseria noastră, vreau să spun cândva... cândva... Exclamă Beati, Ce fel de discuție e asta? Nesăbuitule se apostrofă în gând montag. Ai să dai de gol. La ultimul incendiu văzuse o carte de basme și-și aruncase ochii asupra unui singur rând. Mă refer la vremurile de altă dată, înainte ca locuințele să fie complet asigurate împotriva incendiilor. Bruschi se păru că în locul lui vorbea o voce mult mai tânără. Deschise gura și o auzi pe Claris spunând. Pompierii nu stingeau incendiile în loc să aprindă și să întrețină focul? <laughs> Auzi colo bazaconie. Stone Man și Black își scoaseră broșurile cu regulamentul care includeau și scurte istorioare despre pompierii din America și le deschiseră la pagina pe care Montag, deși familiarizat cu ele de multă vreme, putu citi. Înființat în 1790 pentru a arde cărțile influențate de englezi de pe tot cuprinsul coloniilor primul pompier, Benjamin Franklin. Regulă. 1. Răspunde imediat la alarmă. 2. Declanșează imediat incendiul. 3. Arde tot. 4. Întoarce-te imediat la bază. 5. Fii pregătit pentru noi alarme. Toți erau cu ochii la montag. Acesta nu schiță nicio mișcare. Sună alarma. Clopotul din tavan bătut de două ori. În clipa următoare nu mai rămăseseră decât patru scaune goale. Cărțile de joc se risipiră ca un vârtej de zăpadă. Bara de alamă tremura, cei patru bărbați se făcură nevăzuți. Montag rămase pe scaunul lui. Jos, dragonul portocaliu se trezi la viață. Se lăsă să alunece pe bară ca prin vis. Câinele mecanic sărim în picioare în viziunea lui, cu ochii ca două flăcări verzi. Montag ți ai uitat casca. Un înșfăcă de pe peretele din spate, alergă, făcu un salt și în clipa următoare demarară însoțiți de vâjuitul vântului de noapte, de urletul sirenelor și de scrâșnetul metalic al mașinilor. Pe urmă ei ajung la o casă cu trei etaje și pun mâna pe o femeie care în niciun caz nu încearcă să scape. Stând în fața casei, ea spune cuvintele, fii bărbat, meștere Ridley, cu voia lui Dumnezeu, azi vom aprinde în Anglia o lumină care sunt sigur că nu se va stinge niciodată. Vorbele ei sunt cuvintele pe care Hugh Latimer, un duhovnic britanic, le-a spus prietenului său în timp ce amândoi erau arși ca eretici. Capitanul o pleznește pe femeie peste față și insistă să-i spună unde sunt ele. Dar știe deja că cărțile sunt ascunse în pod, după cum a relatat vecina acestei femei. În timp ce pompierii intră în casă, Montag este iritat. Nu l-a deranjat niciodată să ardă cărți înainte pentru că erau doar lucruri, doar obiecte fără legătură cu oamenii. Sus, în pod, Montag atacă cărțile cu aruncătorul său de flăcări. Când una dintre ele se deschide, citește un singur rând. Timpul a adormit în soarele de după amiază. Am căutat și este un citat dintr-o carte de eseuri scrisă de poetul și eseistul scoțian Alexander Smith. Montag întinde mâna și ia cartea ascunzând-o în jachetă. El crede că mâna lui a acționat de una singură. În afara casei care arde, proprietara refuză să se mute. Nu poți avea cărțile mele, spune femeia. Apoi scoate un chibrit și aprinde totul inclusiv pe ea însăși. Între timp, Montag se întreabă de ce alarmele de incendiu vin întotdeauna pe timp de noapte. Poate pentru că focul este mai frumos pe cerul nopții. Pe drumul de întoarcere la secția de pompieri, el repetă cuvintele femeii. Meștere Ridley fi bărbat, iar capitanul repetă cuvânt cu cuvânt ceea ce femeia a citat din Hugh Latimer. Ba mai mult, le explică și referința istorică și data când s-a întâmplat asta: 16 octombrie 1555. Pompierii sunt atât de surprinși încât ratează sediul pompierilor. Capitanul le spune că e tobă de citate, și că așa se cuvine să fie majoritatea capitanilor de pompieri. Acasă Mildred pune întrebări enervante pe care Montag le ignoră. Își ascunde cartea sub pernă, pe urmă se urcă în pat și plânge. Ea se ridică și îi pune mâna pe față și îi simte lacrimile și se întoarce în patul ei. Montag se trezește în miezul nopții și își vede soția în pat în cealaltă parte a camerei cu căștile în urechi. Se gândește că cel mai bun mod de a vorbi cu ea ar putea fi un dispozitiv similar prin care să-i poată vorbi, dar oricum nu știe ce i-ar putea spune. În cele din urmă, o trezește și o întreabă dacă își amintește cum s-au întâlnit ei. Ea nu-și aduce aminte, chiar dacă a fost acum doar 10 ani. Montag se întreabă dacă ea ar plânge dacă el ar muri. Probabil că nu. Își amintește de păpădia și de aparenta lui lipsă de dragoste. Simte că există un zid între el și soția lui, la fel ca cei trei pereți TV din salon. Ea se gândește la personajele fictive ca la familia ei. Montag se gândește la sunetele puternice și copleșitoare care vin din camera TV când Mildred se uită acolo. Încă în pat, el o întreabă pe Mildred dacă a văzut-o pe fata de alături Claris de când a dispărut acum patru zile. Mildred crede că e moartă și că familia ei s-a mutat. El adoarme gândindu-se la câinele mecanic. A doua zi dimineață, Montag este bolnav și îi cere soției sale aspirină și o roagă să închidă ecranele zgomotoase din camera de salon. Ea nu vrea pentru că acolo e familia ei. Încearcă să-i spună despre ce s-a întâmplat aseară, despre femeia pe care au ars-o cu toate cărțile ei, dar lui Mildred nu-i pasă și continuă să vorbească despre emisiunile ei TV. El vrea ca soția lui să sune la serviciu și să anunțe că e bolnav, pentru că știe că dacă ar vorbi la telefon cu capitanul Beatty, s-ar răzgândi și s-ar duce oricum la muncă. Pe urmă, el o întreabă dacă ar deranja-o dacă ar renunța la slujba lui. Trebuie să fie ceva special la cărți, argumentează el, din moment ce femeia s-a sinucis din cauza lor. Dar Mildred apelează la logică și îi spune că ar putea să ajungă săraci și înfometați. El se gândește că o carte nu este doar un obiect, este o parte a persoanei care a scris-o. Mildred este supărată, dar Montag răspunde că nu a fost deranjată de nimic niciodată. Chiar atunci, capitanul Beatty oprește afară. Odată ajuns în casă, îi ordonă lui Mildred să închidă televizorul. Rămas cu Montag, el explică, că a mai văzut toate acestea înainte, că fiecare pompier trece prin asta. Citez. Mai curând sau mai târziu, fiecare pompier trece prin această stare. Tot ce îi trebuie e să înțeleagă, să știe cum funcționează mecanismul, să cunoască istoria meseriei noastre. Acum nu se mai predă la începător cum se obișnuia odinioară. Mare păcat. Pufăi din nou. În prezent, numai capitanii de pompieri și-o mai amintesc. Pufăi iar. Am să-ți o spun și ție. Mildred început să dea semne de neliniște. Lui Beatty îi trebuie un minut întreg ca să se instaleze cât mai comod și să-și adune în minte tot ceea ce voia să spună. Imaginează-ți, omul secolului al XIX-lea, cu cai, câinii și trăsurile lui, totul în mișcare lentă. Apoi, în secolul al XX-lea, apare mania vitezei. Cărțile devin mai scurte. Totul se condensează. Totul devine improvizație cu final comandat din clasici se taie pentru a fi încadrați în emisiuni radiofonice de 15 minute, apoi se taie din nou pentru o cronică de carte de 2 minute, ca în final să fie reduși la un articol de dicționar de 10 12 rânduri. Vârtejul sârnit de cei care fac cărți și emisiuni radio exploatând mintea omenească e atât de puternic încât forța centrifugă aruncă afară tot ce e inutil, gândul care înseamnă pierdere de vreme. Mildred netezi cuvertura. Montag simți cum îi zvâgnește inima în piept, odată și încă odată, în momentul în care ea îi aranja perna. Îl trase de umăr vrând să-l dea deoparte ca să ia perna, să o bată puțin și să-i o așeze la loc. Va țipa sau pur și simplu va întinde mâna și va întreba ce e asta, ca apoi să scoată la iveală cu un duieșătoare candoare cartea ascunsă sub pernă. Capitanul continuă. Școala s-a scurtat, disciplina s-a îmblânzit, s-a renunțat la filozofie, istorie, limbi străine. Engleza și ortografia au ajuns treptat să fie neglijate și, în final, ignorate cu dezăvârșire. Contează viața imediată, slujba. După munca ai la îndemână tot felul de plăceri. De ce să mai înveți și altceva în afară de a apăsa butoane, a învârti comutatoare, a fixa șuruburi și piulițe? Lasă-mă să-ți aranjez perna, spuse Mildred. Nu, răspunse în șoaptă Montag, capitanul. Fermoarul înlocuiește nasturii, iar omului îi lipsește exact acel răgaz de a gândi în timp ce se îmbracă în zorii zilei, ora filozofică, deci predispusă la melancolie. Haide, insistă Mildred, du-te de aici, o repezi Montag. Viața devine o bușitură zdravănă, Montag. Totul se duce la bang, buf și au. Au! exclamă Mildred, trăgând de pernă pentru numele lui Dumnezeu, lasă-mă în pace! Strigă furios Montag. Beati făcu ochii mari. Mâna lui Mildred îngheță după pernă. Degetele ei pipăiau cu conturul cărții și, pe măsură ce forma obiectului devenea familiară, chipul ei lua o expresie surprinsă, apoi năucită, deschise gura gata să pună o întrebare capitanul. Goliți teatrele ca să rămână numai clovnii, instalați în camere pereți de sticlă în culori frumoase, șerpuind în toate direcțiile ca niște confeti, ca sângele, ca lichiorul sau ca vinul. Îți place baseballul montag, nu e așa? E un joc frumos. Beat era aproape invizibil. Glasul lui răzbătea de undeva din spatele unui nor de fum. ce e asta?" întrebă Mildred aproape cu un cântare. Montag se lăsă cu putere peste brațele ei ce e asta? Stai jos! strigă Montag. Ia să într-o parte cu mâinile goale. Nu vezi că stăm de vorbă? Beati continuă să povestească de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Îți place bowling-ul, nu e așa, Montag? Bowling-ul, da, dar golful. Golful e un joc frumos. Basketul, tot un joc frumos. Biliardul, fotbalul, toate sunt jocuri frumoase. Cât mai multe sporturi pentru toată lumea, spirit de grup, distracție și iată că nu mai trebuie să gândești. așa -i? Organizează, organizează și superorganizează, super, super sporturi. Mai multe desene animate în cărți, mai multe desene, mintea se hrănește din ce în ce mai puțin. Nerăbdare, șosele pline de lume care merge undeva. Undeva, un, undeva, nicăieri. Refugiații benzinei, orașele se transformă în moteluri oamenii în valuri de nomazi care migrează dintr-un loc în altul, urmând mareele lunare, rămânând peste noapte în camera în care tu ai dormit la amiază, iar eu cu o noapte în urmă. Mildred ieși din dormitor și trânti ușa după ea. Mătușile de pe peretele ecran începură să râdă de unchi de pe peretele ecran. Acum să ne gândim la minoritățile din civilizația noastră, da? Cu cât este mai numeroasă populația, cu atât există mai multe minorități. Nu călca pe bătătură iubitorii de câini, de pisici, doctori, avocații, negustori, șefii, mormoni, baptiștii, unitarienii, chinezii din a doua generație, suedezii, italienii, nemții, texanii, bruclinezii, irlandezi, locuitorii din Oregon sau Mexico, Oamenii dintr-o carte, dintr-o piesă, dintr-un serial TV nu sunt făcuți să reprezinte pictori, cartografi, mecanici din viața reală. Cu cât e mai mare piața de desfacere, cu atât mai puțin poți stăpâni controversele. Să nu uiți asta, Montag. Toate mini-minoritățile trebuie menajate. Scriitori animați de gânduri rele, încuiați-vă mașinile de scris. Asta au și făcut. Revistele au devenit un amestec agreabil de tapioca cu vanilie. Cărțile, după cum spuneau criticii, afurisiți și snobi, au ajuns apă de ploaie. Nu-i de mirare că nu s-au mai vândut, comentau criticii. Dar publicul, care știa ce vrea, și-a văzut fără griji de distracții, lăsând să supraviețuiască scrierile comice. Și, bineînțeles, revistele sexy tridimensionale. Asta este Montag. Nu statul a dat dispoziție. Din capul locului, nu a existat nicio dispoziție, nicio declarație, nicio cenzură, nu! Tehnologia, exploatarea în masă și presiunea minorităților a făcut totul, har domnului. Astăzi, mulțumită lor, poți fi fericit în permanență. Ai voie să citești reviste umoristice, vechile jurnale de confesiuni sau de comerț. Bine, dar cum e cu pompierii? întrebă Montag. Ah. Beati se aplecă spre el prin fumul subțire al tutunului de pipă. Ce poate fi mai firesc și mai lesne de explicat? Pe măsură ce școlile au dat tot mai mulți alergători, săritori, maratoniști, cărpaci, pungași, tâlhari, piloți și notători în loc de profesori, critici, savanți și creatori cu imaginație, cuvântul intelectual a devenit, bineînțeles, o insultă, după cum și merită. Întotdeauna te temi de ceea ce nu cunoști. Fără îndoială, ți amintești de colegul nostru de școală, elevul strălucit care recita și răspundea la cele mai multe întrebări, în timp ce ceilalți săteau ca niște idoli de plumb, detestându-l în adâncul sufletului. Nu pe colegul nostru cel deștept la legei după o oră drept, ținta bătăilor și a chinurilor de tot felul? Evident că da. Toți trebuie să fim la fel. Nu născuți liberi și egali, cum spune Constituția, ci făcuți să fim egali. Fiecare om trebuie să fie imaginea celorlalți. Atunci toți sunt fericiți, pentru că nu există piscuri care să-l înfricoșeze și cu care să se compare. Așadar, o carte este o armă încărcată în mâinile vecinului de alături. Arde-o, împiedică-o să detoneze, pătrunde în mintea omenească. De unde știi cine ar putea fi ținta unui om cu carte? Cât despre mine eu nu i-aș tolera niciun minut. Așadar, atunci când casele au fost în sfârșit total asigurate împotriva focului, pompierii din întreaga lume, presupunerea ta de aseară a fost corectă, și-au pierdut utilitatea de odinioară. Li s-a dat o nouă însărcinare, aceea de paznici ai tihnei noastre sufletești, exponenții spaimei noastre explicabile și justificate de a fi inferiori Cenzori oficiali, judecători și executanți ai sentinței. Asta ești tu, Montag, asta sunt și eu. Trebuie să înțelegi că civilizația noastră este atât de vastă încât nu putem stârni și supăra minoritățile. Puneți singur întrebarea. Ce dorim, în primul rând, în această țară? Oamenii vor să fie fericiți, adevărat? Nu asta ai auzit o viață întreagă? Toată lumea spune că vrea să fie fericită. Și nu e așa? Nu le dăm în permanență o ocupație? Nu le oferim distracții? Doar pentru asta trăim, nu? Pentru plăcere, pentru excitarea simțurilor. Trebuie să recunoști că cultura noastră le oferă din plin aceste lucruri. Da, oamenilor de culoare nu le place cartea Micul Negru Sambo. Arde-o! Albin Unghit, Colimba Unchiului Tom. arde Cineva a scris o carte despre tutun și cancerul la plămâni, arde cartea. Seninătate, montag. Tihnă, montag. Scoate neliniștea din casă. Sau, și mai bine, arunc-o la crematoriu. Înmormântările sunt triste și păgâne, elimină-le și pe acestea. La 5 minute după deces, omul se află în drum spre Big Flu crematoriile de servite de elicoptere de pe tot cuprinsul țării. La 10 minute după moarte, din om nu mai rămâne decât o grămăjoară neagră de cenușă. Ce să ne mai complicăm cu indivizi, cu cavouri? Uită-i, arde tot, arde orice, focul e strălucitor și curat. Montag întreabă cum este posibil ca cineva ca Claris să existe. Răsușca cea urâtă se întâmplă din când în când, spune Beati. Oamenii ca Claris sunt mai bine morți, conchide el. Se înțelege astfel că Claris a murit. Fericirea este scopul vieții. Cărțile, spune Beati, nu spun nimic, sunt ficțiune, filozofie, argumente, dar nimic tangibil sau real. Te fac să te simți pierdut. Montag întreabă ce se întâmplă dacă un pompier ia accidental o carte acasă. Beati răspunde că pompierul o poate păstra pentru o zi, dar că apoi dacă n-a vor veni ei să-i facă serviciul acesta și să o ardă. Capitanul întreabă pe Montag dacă va veni la muncă în seara asta. Deși este sigur că nu va mai veni niciodată la muncă, Montag spune poate. Capitanul pleacă și Montag privind spre stradă și amintește că Clarice i-a spus că unchiul ei i-a povestit că altădată casele aveau verande. Uneori oamenii stăteau seara pe verandă, discutând când aveau chef de vorbă, legănându-se în balansoare și tăcând când aveau chef să tacă. Uneori pur și simplu ședeau pe verandă, gândindu-se la diverse lucruri, chipzuind la una și la alta. Tot unchiul spunea că motivul pentru care au renunțat la verande au fost pentru că arhitecții au spus că nu dădeau un aspect frumos. Dar tot unchiul i-a spus că a fost doar un pretext. Adevăratul motiv din spatele acestei justificări a fost acela că nu se dorea ca oamenii să și așa, fără să facă nimic, legănându-se în balansoare și gândind. Era un mod greșit de a înțelege viața socială. Oamenii vorbeau prea mult, aveau timp să se gândească, așa că au renunțat la verande și la grădini. Acum nu mai există multe grădini în care să poți sta pe o bancă. Pe urmă a venit rândul mobilierului. Nu mai există balansoare. Erau prea confortabile. Oamenii trebuie să stea în picioare și să fie tot timpul în mișcare. Montag continuă să se gândească cu voce tare la criza lui personală. Vrea să spargă lucrurile, este nefericit, nu știe dacă va mai munci vreodată, s-ar putea chiar să înceapă să citească cărți. Vrea să facă ceva mare, dar nu știe ce. Îi spune soției sale că vrea să-i arate ceva în spatele grătarului ventilatorului se dovedește a fi o întreagă colecție de cărți pe care Montag a scos-o rând pe rând în ultimul an. El îi spune soției că acum sunt în asta împreună. Mildred îi răspunde țipând și ducând una dintre cărți la incineratorul din bucătărie. Montag o oprește și o imploră cu disperare. Vrea să citească cărțile o singură dată, să vadă ce este în ele. Dacă nu e nimic acolo, le va arde. Dar oamenii ca Claris l-au făcut curios și vrea să știe de ce bărbaților ca Beati le este frică de o tânără nevinovată. Vocea electronică a ușii din față o anunță pe doamna Montag că cineva este la ușă. Îi este teamă că este capitanul din nou, dar Montag insistă să ignore vizitatorul și să înceapă să citească cărțile. Ea nu are încotro și ascultă. El deschide o carte și după o duzină de pagini ajunge la acest rând. S-a calculat că 11.000 de persoane preferaseră în diverse ocazii să-și piardă viața decât să spargă ouăle la capătul cel mic. Este un citat din călătoriile lui Gulliver. Mildred nu știe ce înseamnă asta și ajunge la concluzia că nu înseamnă nimic, că poate că pita nu avea dreptate. Montag îi spune că ar trebui să o ia de la capăt, să o citească de la început. Partea a doua. Sita și nisipul. Soții Montag au citit toată după amiaza. El este surprins de un pasaj de la un scriitor britanic din secolul al XVIII-lea pe nume Samuel Johnson. Nu putem ști momentul exact în care se naște o prietenie. Așa cum umpli un vas picătură cu picătură, este o ultimă picătură care face ca vasul să dea pe afară. Așa că, într-o înșiruire de bunătate, este o ultimă dovadă care îți face inima să dea pe afară. Montag ascultă ploaia și se întreabă dacă acest lucru este valabil și pentru Claris. Toate aceste cărți par să o indice pe ea, crede el. Mildred a găsit și ea o replică cu care se identifică de la biograful britanic James Boswell. Subiectul preferat: eu. Se aud zgrieturi la ușa din față. Este câinele mecanic. Mildred se gândește că aceste cărți nu sunt oameni. Emisiunile ei TV au oameni reali, spune ea, cu care ea râde. Ea devine nervoasă și supărată de perspectiva ca Beatty să se întoarcă, să găsească cărțile și să le ardă și odată cu cărțile să ardă și familia ei de la TV după ce au investit atât în ecranele pereți. De ce ar trebui să facă asta? Întreabă ea. Montag îi spune despre mașinăriile care i-au pompat stomacul, după tentativa ei de sinucidere și despre dispariția lui Claris. Ei aud zgomotul bombardierelor cu reacție trecând deasupra capetelor, și el dezvăluie puțin despre cele două războaie atomice pe care le-a început țara lor din 1990. Poate că toate aceste cărți ne pot ajuta să nu mai fim ignoranți, spune el. Telefonul sună și Mildred vorbește la telefon cu una dintre prietenele ei despre emisiunile TV ale zilei. Între timp, el se întreabă unde poate găsi pe cineva care să-l învețe ceea ce știe despre cărți. Gândurile lui se îndreaptă către un bătrân într-o haină neagră pe care l-a văzut odată într-un parc, ascunzând ceva în haină. Numele bărbatului era Faber și era un profesor de engleză pensionat. Vorbea în cadență, iar Montag bănuia că avea o carte de poezie ascunsă în haină. Când el a dezvăluit că este pompier, Faber i-a întins o foaie de hârtie cu adresa lui în cazul în care ar decide să-l predea. Montag își deschide dosarul investigațiile viitoare și, într-adevăr, găsește acolo numele lui Faber. În dosar este numărul de telefon pe care îl formează în grabă. La telefon, el întreabă câte copii ale Bibliei au mai rămas. Profesorul se gândește că îi se întinde o capcană și refuză să răspundă la întrebare, el îi spune că nu există niciuna și închide. Întors pe hol cu Mildred, Montag îi arată o copie a Bibliei și îi spune că poate fi ultima copie din lume. Ei nu-i pasă. Își imaginează ce ar spune Beati, că arderea unei cărți este un act frumos, că toate promisiunile false erau distruse atunci când își făceau treaba. El iese explicându-i soției sale că trebuie să facă o copie a Bibliei înainte ca toate cărțile adunate de el să fie arse. Vrea să știe dacă se va întoarce la timp pentru o emisiune TV în acea noapte. El se oprește o clipă și o întreabă dacă familia ei de la televizor o iubește. E o întrebare prostească, spune ea și nu răspunde. El iese. Citez. Ploaia se oprise și soarele apunea pe cerul limpede. Strada, peluza, toate erau pustii. Oftă prelung, golindu-și plămânii de aer. Trântiu ușa după el. Călătorea cu metroul. Sunt amorțit, își spuse. De unde a apărut amorțeala din obraz, din corp, din noaptea în care am lovit pe întuneric flaconul de pastile, ca și cum aș fi călcat pe o mină îngropată în pământ? Amorțeala va dispărea, se gândi el. Va trece un timp, dar voi reuși. Sau poate mă va ajuta profesorul. Cineva, undeva, îmi va reda chipul și mâinile de altă dată. Chiar și zâmbetul, vechiul meu zâmbet dăltuit de foc, pe care nu-l mai am. Fără el sunt un om pierdut. Un metrou se jetă pe lângă el, plăci albicioase, negru de smoală, numere și întuneric, mai mult întuneric, întuneric, peste întuneric. În copilărie se așezase pe o dună galbenă, la malul mării, în miezul unei zile fierbinți și senine de vară, încercând să umple o sită cu nisip. Fiindcă un văr răutăcios să-i spusese, umple sita asta și ai să primești zece cenți. Cu cât se grăbea să o umple, cu atât mai repede curgea nisipul, ca o șoaptă fierbinte îl dureau mâinile, nisipul era încins, sita, rămânea goală. Stând acolo în miez de iulie, fără o vorbă, simțise lacrimile curgându-i pe obraz. Acum, când metroul îl plimba, zgâlțăindu-l cu viteza amețitoare prin subteranele moarte ale orașului, își aminti logica teribilă a acelei site, apoi privind jos și își dădu seama că ținea Biblia deschisă. În metrou se aflau și alte persoane. Îi veni în minte gândul năstrușnic că dacă citeai repede și citeai tot, poate că o parte din nisip avea să rămână în sită. Citea, însă cuvintele cădeau prin el și spuse că peste câteva ore va da ochii cu Beati și îi va mâna cartea, așa că nu trebuia să-i scape nicio frază. Trebuia să memoreze fiecare rând. Îmi voi impune să realizez acest lucru. În timp ce citește o reclamă pentru pasă de dinți, îi distrage atenția, făcându-i imposibil să-și amintească ceva din Biblie. Coboară din metrou și bate la ușa profesorului. Acesta este paranoic, dar după o scurtă criză de protest, îi deschide ușa. El este uimit de Biblie și îl numește curajos, dar Montag refuză eticheta, insistând că profesorul este singurul care îl poate ajuta. El ia Biblia și remarca că cum Hristos face parte din familia celor din pereții ecran. Se întreabă dacă Dumnezeu își mai recunoaște fiul așa cum l-au costumat ei, oamenii, desacralizându-l. Acum e un baton cu mentă, numai zahăr sau zaharină sau produse comerciale de care are absolută nevoie orice credincios. Îi spune lui Monta cât îi lipsește mirosul cărților vechi. Se condamnă pentru că este un laș, pentru că nu a oprit arderea cărților când a început totul. Montag declară că nu poate vorbi cu nimeni și are nevoie ca el să-l învețe să înțeleagă ce citește. Profesorul insistă că ceea ce caută Montag nu sunt cărți. Cărțile sunt doar un recipient pentru cunoaștere. Citez. Și de ce astfel de cărți sunt atât de importante? 1. Pentru că au calitate. Dar ce înseamnă cuvântul calitate? Eu traduc cuvântul calitate prin țesut. Cartea aceasta are pori, are trăsături. Poate sta sub microscop. Sub lentilă vei descoperi o bogăție infinită de viață în continuă mișcare. Cu cât porii sunt mai numeroși, cu atât detaliile înregistrate de fiecare centimetru pătrat de hârtie sunt mai veridice, sporind calitatea literară. În orice caz, asta este definiția mea. Povestirea detaliului, detalii sugestive. Mari scriitori ating adesea viața. Cei mediocri. Se apropie de ea. Cei lipsiți de talent o violează și o lasă pradă muștelor. Acum, înțelegi de ce cărțile inspiră ură și teamă? Ele arată porii de la suprafața vieții. Oamenii dornici de confort nu vor decât chipuri ca de ceară, fără pori, fără păr, fără expresie. Suntem martorii unor vremuri în care florile trăiesc pe seama altor flori în loc de ploaie și cernoziom. Chiar artificiile, oricât sunt ele de frumoase, provin dintr-o chimie a pământului. Cu toate acestea, ne închipuim cumva că ne putem hrăni cu flori și artificii fără a mai reveni la realitate. Cunoști legenda lui Hercule și Anteu, gigantul luptător, a cărui putere era nemărginită atâta timp cât atingea pământul? Dar când Hercule l-a ridicat în aer, a fost les învins. Dacă această legendă. Nu ilustrează un fapt contemporan, din lumea noastră, din orașul nostru, atunci înseamnă că m-am țăcnit de tot. Ei bine, acesta este primul lucru de care ți-am spus că avem nevoie. Calitatea. Dar al doilea, timpul. Cum? Dar avem mult timp liber. Timp liber, da, dar timpul de a gândi dacă nu gonești cu 150 de km pe oră fără a te putea gândi la altceva decât la primejdie, atunci joci vreun joc sau stai într-o încăpere unde nu poți discuta cu televizorul din cei patru pereți. De ce? Televizorul e real. E lângă tine, are dimensiuni. Îți spune la ce să te gândești și urlă până bagi la cap. Trebuie să fie corect, nu? Pare atât de adevărat. Te aduce atât de repede la propriile lui concluzii, încât mintea ta nu are timp să protesteze și să spună ce prostie numai familia înseamnă oameni. Poftim? Soția mea spune că de fapt cărțile nu sunt reale. Har Domnului că nu sunt. Le poți închide spunând, iasta e așa. În relația cu cartea poți fi un fel de Dumnezeu. Dar cine a reușit vreodată să se smulgă din gheara care te înșfacă atunci când cazi în mrejele peretelui ecran? Te modelează așa cum vrea. Este un mediu la fel de real ca lumea înconjurătoare. Devine și este adevăr. Cărțile pot fi învinse prin argumente raționale, dar cu toată știința și scepticismul meu, niciodată nu am fost în stare să discut cu o orchestră sinfonică de 100 de instrumentiști color și în trei uh, dimensiuni, nici să mă integrez în aceste incredibile sufragerii TV. După cum vezi, sufrageria mea constă numai din patru ziduri tencuite, iar acestea, îi arată două mici dopuri de cauciuc, sunt pentru urechi atunci când merg cu metroul. Dar ce se va întâmpla mai departe? Ne vor ajuta cărțile? Numai dacă am putea obține cel de-al treilea lucru necesar. Numărul 1, după cum ți-am spus, e calitatea informației. Numărul 2, răgazul necesar ca să o asimilăm. Iar numărul 3, dreptul de a acționa pe baza a ceea ce învățăm din interacțiunea primelor două. Ori mie nu prea am vine a crede că un om bătrân și un pompier deziluzionat ar putea realiza mare lucru după atâta timp. Montag se înfurie și vrea să fure cărți și să imprime copii ale acestora împreună cu profesorul. Dar acesta este mai sceptic și mai realist. Singurul mod în care ar participa la un astfel de comportament rebel este dacă structura pompierilor ar fi distrusă. Cărțile sunt acolo, spune el, pentru a ne aminti că suntem proști. Tot ce trebuie să se știe se află în lumea din jurul lor. Dar cărțile luminează. Această înțelepciune. El sugerează în glumă să planteze cărți în toate casele pompierilor ca să se ardă singuri. Montag îl ia în serios și crede că acesta este un plan bun. El întreabă dacă există și alții care sunt ca profesor. Da, răspunde el, mulți profesori și actori care nu mai au voie să gândească sau să citească. Dar îi reamintește lui Montag că nu va fi ușor. Pompierii nu mai sunt atât de necesari pentru că oricum nimeni nu mai vrea să citească. Acum toată lumea se distrează fără cărți. Montag se ridică, dă să plece și pe urmă se întoarce. Citez. Mâinile lui Montag apucară Biblia. Profesorul văzut ce făceau mâinile lui și le privi surprins. Ai vrea să fie adumitale? Mi-aș da și brațul drept, răspunde profesorul. Montag rămase pe loc și aștepta să vadă ce are să se întâmple. Mâinile lui, singure, ca doi lucrători într-o echipă, începură să rupă paginile cărții. Rupse foaia albă de la început, prima pagină, apoi pe a doua. Ce faci, nenorocitule?" Profesorul sări în picioare de parcă ar fi primit o palmă. Se repezi la montag. Acesta se feri și își lăsă mâinile să continue ceea ce începuseră. Alte șase pagini căzură pe podea. Montag le ridică și le mototoli sub privirea mărmurită a profesorului. Nu! 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 Gemu bătrânul. Cine mă poate împiedica? Sunt pompier, pot să-ți dau foc. Bătrânul rămase pe loc cu ochii la el. Nu, n-ai face-o, dar aș putea. Cartea nu, 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 mai rupe. Profesorul se prăbuși într-un fotoliu alb ca varul la față, cu buzele tremurând. Nu mă face să mă simt și mai istovit. Ce vrei de la mine? Am nevoie să mă înveți. Ok, bine, bine, bine. Montag puse cartea deoparte început să desfacă hârtia mătotolită și să o netezească, sub privirea obosită a bătrânului. Acesta scutură capul ca și cum s-ar fi dezmeticit. Montag, ai bani? Am ceva, 4-500 de dolari, de ce? Adu-i aici. Cunosc pe cineva care ne tipărea materialele la colegiu acum 50 de ani adică în anul în care am venit în clasă la începutul unui nou semestru și am descoperit un singur student înscris la cursul de teatru de la Eschil la Unil. Înțelegi? Ce mult semăna teatrul cu o frumoasă statuie de gheață care se topea la soare. Îmi amintesc cum mureau ziarele ca niște moli uriașe. Nimeni nu le dorea să reapară. Nimeni nu le ducea dorul. Apoi statul, văzând cât de avantajos era că oamenii să citească numai despre buze pătimașe și despre pumni stomac, a definitiva situația prin mâncătorii tăi de foc. Prin urmare, Montag, există acest tipograf rămas fără lucru. Am putea începe să tipărim câteva cărți. Apoi vom aștepta ca războiul să spargă rutina și să ne dea imboldul de care avem nevoie. Câteva bombe și familiile din pereții tuturor caselor vor amuți ca șobolanii dresați. În tăcerea care va urma, poate că șoapta noastră va putea fi auzită. Amândoi rămaseră cu ochii la cartea de pe masă. Am încercat să-mi amintesc, spuse Montac, dar la dracu un piele din minte de îndată ce-mi întorc capul. Doamne, cât aș vrea să-i pot spune ceva capitanului. A citit destul ca să cunoască toate răspunsurile sau cel puțin așa de impresia. Vocea lui e ca untul. Mi-e teamă să nu mă convingă să redevin cel de altă dată. Cu numai o săptămână în urmă, mânuiam furtunul cu petrol și mă gândeam, Doamne, dar ce distracție! Bătrânul îmi cuvință din cap. Cei care nu construiesc trebuie să ardă. E o poveste la fel de veche ca istoria și ca delicvența juvenilă. Deci, așa sunt și eu. Toți suntem așa într-o oarecare măsură, zise bătrânul. Montag porni către ușa de la intrare. Bătrânul îl conduce apoi pe Montag într-o cameră din spate a casei sale și întinde un obiect mic care arată ca căștile pe care Mildred le poartă în pat. Când Montag îl pune în ureche, poate auzi vocea profesorului și profesorul poate auzi tot ce se întâmplă în lumea lui de pompier și astfel îi spune îi va putea studia lumea și îi va putea găsi punctele ei slabe de care să se folosească ei. Este o cască audio prin care ei pot comunica. Bătrânul îi spune noapte bună și se angajează să vorbească cu fostul său prieten, tipograful. Montag se întoarce acasă și simte războiul iminent pe cerul de deasupra lui. Aude relatări despre război la radio, dar, prin ureche, profesorul îi spune că vestea este greșită. Se spune că au fost mobilizați un milion de oameni, dar de fapt sunt 10 milioane. Montag este îngrijorat de faptul că, cu profesorul literalmente în capul lui și toate acestea, nu va mai putea gândi singur. Acesta comentează că aceasta este o observație înțeleaptă din partea lui. De asemenea, se oferă să-i citească înainte să adormă în fiecare noapte. În acea seară, acasă, Mildred își distrează prietenele, pe doamna Phelps și pe doamna Bowles. Femeile sunt, desigur, angajate într-un fel de activitate legată de televiziune, în camera din salon. Montag este iritat, dar vocea profesorului îi șoptește să aibă răbdare. Doamna Phelps discută despre războiul rapid de 48 de ore în desfășurare, acolo este soțul ei în acest moment. Totuși, ea nu este îngrijorată din moment ce întotdeauna moare soțul altcuiva. În plus, ea și soțul ei au un acord să nu plângă și să se căsătorească din nou imediat dacă unul dintre ei moare. Simte nevoia să facă conversație și o întreabă pe doamna Phelps despre copiii ei. Ea nu are copii, spune ea. Nimeni sănătos la cap nu are copii. Doamna Bowles nu este de acord, are copii, dar ei sunt plecați la școală 9 zile din 10. Așa că, din fericire, nu trebuie să-i vadă prea des. Femeile încep să discute despre cele mai recente alegeri și despre unul dintre candidați, care se numește Mr. Noble și care este incredibil de atractiv. Celălalt candidat este mic și urât și ele se întreabă cum să votez cu cineva ca el. Supărat, Montag iese în fugă din cameră și se întoarce cu o carte de poezii. De asemenea, începe să-i dezvăluie profesorului cât de monstruoase sunt aceste femei. Bătrânul roagă să se oprească, dar doamna Phelps spune că sigur, de ce să nu asculte un pic de poezie? Mildred, disperată să acopere situația, le spune că fiecare pompier are voie să aducă acasă o carte, pur și simplu pentru a dovedi că acele cărți trebuie arse. Montag își drege glasul și începe să citească o poezie, Plaja de la Dover. Citez. Își gura amorțită. dea în mijlocul unui deșert cu trei fotolii, iar el rămăsese în picioare, cu genunchii tremurând, așteptând ca doamna Phelps să termine de a aranja tivul de la rochie și ca doamna Bals să-și ia degetele din păr. Apoi începu să citească cu voce joasă și potignită, care devenea tot mai sigură odată cu fiecare vers. Glasul lui străbătea pustiul până la infinit, învăluindu-le pe cele trei femei așezate în vidul imens și fierbinte. Marea credinței avea și ea cândva valuri înalte, împrejmuind țărmul pământului ca faldurile unei cingători strălucitoare. Dar azi nu mai aud decât vuietul ei melancolic, prelung și îndepărtat, retrăgându-se odată cu suflarea nopții spre limanuri infinite, mohorâte, spre prundul dezgolit al lumii. O oh, iubire, să fim sinceri unul cu altul, pentru că lumea care pare să se întindă înaintea noastră ca un tărâm al viselor, atât de diversă, de frumoasă și de nouă, nu cunoaște de fapt nici bucuria, nici iubirea, nici lumina, nici certitudinea, nici tihna, nici sprijinul în fața suferinței. Iar noi doi stăm aici. În timp ce pe câmpia întunecată, mânate de alarme confuze de luptă și de spaime, oști ignorante se înfruntă în miez de noapte. Doamna Fels plângea. Celelalte femei din inima deșertului. O priveau cu un hohotea din ce în ce mai tare, cu obrazul schimonosit de plâns, ședeau acolo fără să o atingă, uluite de izbucnirea ei. Ea plângea nestăpânit cu sughițuri, până și Montag era năucit și șocat. Taci, taci, îi murmură Mildred. Totul e bine, Clara. Haide, Clara, termin odată. Clara, ce s-a întâmplat? Eu... <g Zhou> Eu... Suspină doamna Phelps. Nu, nu știu. Nu știu, pur și simplu. Nu știu. Nu știu. Doamna Bols se ridică în picioare și îl fulgeră cu privirea pe montag. Vezi? Știam eu, dar am vrut să o dovedesc. Știam că așa se va întâmpla. Întotdeauna am asociat poezia cu lacrimile, poezia cu sinuciderea, cu plânsul și cu sentimentele îngrozitoare, poezia cu boala, toate. Tu, dulcegăriile astea, acum am și dovada. Ești josnic, domnule Montag, ești josnic. Acum îl îndeamnă profesorul din ureche. Montag se răsuci pe călcâie, se duse la orificiul de alamă din perete și aruncă volumul în flăcările hămesite. Vorbe prostești, vorbe prostești! Pitești și dureroase, spunea doamna Bals. De ce vor oamenii să se rănească unii pe alții? Nu-i destulă suferință pe lume, mai trebuie să o omenirea cu astfel de tâmpenii. Clara, hai, 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 Clara, o imploră Mildred, trăgându-o de braț. Te rog, hai să, să fim vesele, dă drumul la familie, haide, acum să râdem și să fim fericite, nu mai plânge, hai, hai vom da o petrecere. Nu, se opuse doamna Bowles. Eu plec direct acasă, dacă vrei să vizitezi casa și familia mea, foarte bine. Dar cât voi trăi, n-am să mai calc pragul acestui pompier nebun. Du-te acasă, îi spuse Monta liniștit cu ochii ațintiți asupra ei. Du-te acasă și gândește-te la primul soț de care ai divorțat, la cel de-al doilea ucis într-un avion cu reacție, la cel de-al treilea care și-a zburat creierii. Du-te acasă și gândește-te la cele 12 avorturi pe care le-ai făcut. Gândește-te la ele, la blestematele de cezariene și la copiii care te detestă. Du-te acasă și gândește-te cum de s-au întâmplat toate acestea și ce ai făcut ca să le împiedici să se întâmple. Du-te acasă, du-te, du-te acasă, du-te acasă, urlă el, înainte să dau cu tine de pământ și să-ți fac vânt pe ușa afară. Profesorul între timp încă îl numește pe Montag prost prin cască, cască pe care el o smulge și o bagă în buzunar. Pe urmă găsește restul cărților sale care s-a diminuat. Mildred a început să le împrăștie prin casă. Între timp ascunde cea mai rămas în tufișuri în spatele casei sale. În timp ce el se întoarce în casă, Mildred nu se vede nicăieri. El se mângâie cu faptul că există profesorul în viața lui. Simte că va învăța de la acest om, îl va lăsa în urmă pe vechiul Montag și va deveni cineva mai nou, mai înțelept. Bătrânul îi spune lui Montag să aibă răbdare, că nu se poate aștepta să schimbe părerile femeilor precum doamna Phelps. Îl avertizează să nu facă nimic neplăcut în preajma lui Beatty, ci să-l lase pe el să simtă situația prin cască. În drum spre sediul pompierilor, Montag intră în panică. Nu-și poate mișca picioarele, spune el. Dar, cu ajutorul bătrânului, el continuă să meargă spre stația de pompieri. Când intră, câinele nu este în cușca lui, iar bărbații, ca de obicei, joacă cărți cu Beatty. El ia loc și se alătură jocului, dar își simte mâinile ca și cum ar fi făcut o crimă cu ele. Încearcă să le țină sub masă, dar Beatty ordonă să-i arate mâna. La urma urmei, ei joacă cărți, nu? Apoi Beatty începe să citeze pasaje literare citatele sale sunt contradictorii și adesea din același autor. El continuă încercând să-l încurce și să demonstreze că literatura este complicată și destructiv de confuză. Profesorul avertizează pe Montag să nu răspundă provocării și să tacă. Dar acesta pare să aibă un atac de panică tăcut, capitanul chiar îl apucă de încheietura mâinii și este uimit de pulsul lui accelerat. Beati continuă susținând că de fapt cărțile sunt trădătoare. Pentru că de fiecare dată când te ajută să-ți construiești cazul, să-l argumentezi, ele în același timp te reduc și îți demonstrează că te înșeli. Când termină, profesorul îi șoptește lui Montag că trebuie să decidă singur cu cine este de acord, cu capitanul sau cu el. Brusc sună suneria de alarmă. Beatty spune că este un caz special în timp ce se îndreaptă spre stâlp. Pe drum, Montag reflectă asupra încercării sale de a converti prietenele lui Mildred. I se pare atât de prostesc acum, ca și cum a încercat să stingi un foc cu pistoale cu apă, crede el. Beati conduce în seara asta ceea ce nu a mai făcut până acum. El declară că ei mențin lumea fericită. Iar Montag se întreabă dacă va mai putea arde vreodată ceva, având în vedere tot ce a învățat în ultima zi. Apoi ajung la casa lui Montag. Partea a treia flacăra strălucitoare. Beati își bate puțin joc de montag și Mildred iese alergând din casă cu o valiză în mână la un taxi care o așteaptă lângă bordură. Montag realizează că ea este cea care a sunat alarma. Profesorul prin cască încearcă să-și dea seama ce se întâmplă. Montag iese năucit de faptul că îi se întâmplă tocmai lui asta. Bătrânul își dă seama de ce se întâmplă și îl sfătuiește să fugă. Între timp, Beati a dat foc și admiră frumusețea focului. Omul este atras de flacă, spune el, pentru că este mișcare perpetuă. Este singurul lucru pe care omul și-a dorit întotdeauna să-l inventeze, dar nu l-a făcut niciodată. Focul îl va scăpa de poverile lui. Capitanul insistă ca Montag să-și ardă singur toată casa cu un aruncător de flăcări. Profesorul îi sugerează din nou lui Montag să fugă, dar el răspunde cu vocetare că nu poate din cauza câinelui mecanic. Beati îl aude, dar nu face caz din asta, fiind de acord că, da, câinele este acolo undeva. Montag intră în casă și începe să ardă. Dormitorul, cosmeticele, lucrurile lui Mildred, toate acestea sunt foarte satisfăcătoare pentru el. Dar Beati îi reamintește că, de fapt, este acolo să ardă cărțile. Îți amintești? Așa că le arde și pe acelea și te mutele ecrane de televiziune din salon. Când a terminat, Beati intenționează să-l aresteze până când casa în flăcări cade, este trei și jumătate dimineața. Pompierii, inclusiv capitanul Beatty, stau afară și urmăresc căderea casei. Citez. Soția mea a fost cea care a dat alarma? Beatty în cuvință din cap. Dar mai devreme prietenele ei au făcut o sesizare pe care am trecut-o cu vederea. Oricum s-ar fi întâmplat, deznodământul ar fi fost aceleași. A fost o tâmpenie să le citești fără fereală o poezie. Un gest prostesc și snob. Dai omului câteva versuri și își va închipui că ele domn peste întreaga creație. Îți imaginezi că poți păși pe apă cu cărțile tale? Ei află că lumea își poate vedea de mersul ei la fel de bine și fără ele. Privește unde te-au adus. Te-au vărut în rahat până în gât. Dacă agit rahatul cu degetul meu mic, ai să te neci. Montag nu se putea urni din loc. Odată cu focul se petrecuse un cutremur care făcuse casa una cu pământul, îngropându-o undeva de desubt pe Mildred împreună cu toată viața lui. Montag nu se putea clinti din loc. Cu tremurul încă nu se domolise, continua să-l zgâlție, să-l prăbușească și să tremure înăuntru lui, iar el stătea acolo cu genunchii îndoiți, sub povara oboselii, uimirii și revoltei și îl lăsă pe beati să-l lovească fără să ridice mână. Montag, idiotule! Montag, dobitog nenorocit! De fapt, de ce ai făcut-o? Montag nu l-auzea, era departe. Mintea lui fugise, dispăruse, lăsând trupul acoperit de funingine să tremure în fața altui nebun delegat. Montag, pleacă de acolo! îi țipă bătrânul. Beatilis în cap cu atâta putere încât Montag se dădu înapoi, clătinându-se. Glonțul verde în care șușotea și țipa vocea profesorului căzut pe trotuar. Beatil își rânjind, și-l vârâ pe jumătate în ureche. Montag auzi vocea îndepărtată chemându-l. Ești afăr!" Capitanul își smulse din ureche glonțul verde și îl îndesă în buzunar. Așadar e mai grav decât credeam." Te-am văzut înclinând capul și ascultând. Mai întâi am crezut că ai o cască radio. După aceea, când ai făcut pe deșteptul, am intrat la idei. Vom face cercetări și vom da de amicul tău." Nu!" urlă Montag, smulse siguranța aruncătorului de flăcări. Beati privi scurt degetele lui Montag și pupilele îi se dilatară abia vizibil. Montag văzu surpriza din privirea lui și și privi el însuși mâinile să vadă ce spravă mai făcuseră. Ulterior, revăzând în minte incidentul, nu va înțelege niciodată dacă de vină fuseseră mâinile lui sau dacă reacția lui Beati față de ele îl îmboldise la crimă. Ultima răbufnire a avalanșei îi răni urechile cu bolovani, dar fără să-l atingă. Capitanul rângi cum știa el mai frumos. Ei bine, există o singură cale de a-ți câștiga un public. Îndreaptă arma asupra cuiva și silește-l să te asculte. Hai, vorbește, ce ai să mai îndrăși de data asta? De ce nu ragi Shakespeare, snob neputincios ce ești! Amenințarea ta nu mă înspăimântă, Cassius! Cinstea mea e un scut atât de tare încât cuvintele trec pe lângă mine ca o adiere pe care nu o respect!" Ce părere ai? Hai, literat de duzină ce ești! Apasă pe trăgaci!" Făcu un pas spre Montag. Niciodată nu am mars ce trebuie!" se mărgini să spună Montag. Dă-i drumul!" rândemnă beati cu un zâmbet împietrit." Bălbătaia țâșnicul în șuier un scuțit, a zvârlindu-l ca pe un manechin grotesc care nu mai avea nimic uman sau familiar. Devenise o simplă flacără zvârcolindu-se în iarbă, în timp ce Montaga țintea un șuvoi de foc lichid asupra lui. S-auzi un sfrit ca și cum un uriaș scuipat ar fi atins o sobă mare încinsă la roșu. Focul bolborosea și spumega de parcă cineva ar fi turnat sare peste un șarpe negru și monstruos ca să provoace o puternică lichefiere și o revărsare de spumă galbenă. Montag închise ochii, strigă, iar strigă, totodată luptând să-și astupe urechile cu palmele ca să nu-și audă țipătul. Beati se o odată și încă o dată, apoi se încovrigă ca o păpușă de ceară calcinată și rămase nemișcat. Ceilalți doi pompieri nu se clinteau din loc. Montag își stăpâni greața unde a ajuns cât să îndrepte aruncătorul de flăcări spre ei. Întoarceți-vă cu spatele, ei se întoarseră cu obrazul golit de sânge, luarcă de sudoare. Montag îi lovi cap în cap, zburându-le căștile cât colo, apoi îi lăsă să cadă la pământ. Ei se prăbușiră și rămaseră s Se auzi foșnetul unei singure frunze. Montag se răsuci în loc era câinele mecanic. Se găsea pe la jumătatea peluzei abia și din umbre și se mișca cu atâta ușurință încât părea un nor compact de fum negru cenușiu suflat în tăcere în direcția lui. Dulăul făcu un singur salt în aer și căzu peste montac de la circa un metru în înălțime, desfăcându-și picioarele ca de paianjen, cu acul scos în afară ca un unic dinte furios. Montag îl întâmpină cu un jet de flăcări, o singură floare minunată care își înfășura petalele galbene, albastre și portocalii în jurul câinelui metalic, ca un nou înveliș. Chiar când acesta se izbea de Montag, îl simți luptându-se să se ridice, apoi apucându-i piciorul și înfingându-i acul cu o secundă înainte ca focul să-l arunce în aer, pulverizându-i oasele și încheieturile metalice și scoțându-i măruntaile într-un singur fulger roșu ca o rachetă priponită în stradă. Montag rămase la pământ, cu ochii la obiectul mort viu, care se zbătu în aer și pieri. Într-un singur picior, tărându-l pe celălalt, Montag se îndepărtează de locul crimei sale. Pe măsură ce se potignește, se blestemă pentru că este pe scurt un prost. Își verifică depozitul de cărți pe care le-a lăsat într-un tufiș în spatele casei și găsește patru rămase. Apoi își dă seama brusc. Beatty a vrut să moară. Probabil că l-a bat jocorit intenționat pentru a-l determina să comită crimă. Acum se simte vinovat. Luând cărțile cu el, merge pe piciorul amorțit până când își recapătă senzația. Între timp, el justifică ceea ce a făcut cu atitudinea clasică ardei sau te ardiei pe tine. El ascultă radioul și aude raportul despre el însuși acum fugar. Începe să alerge în umbra străzilor spre casa profesorului, urmărind elicopterele poliției deasupra lui pe cer. Se oprește lângă o benzinărie și se strecoară în baie. El aude că războiul a fost declarat în timp ce el se spală. Era plin de funingine de la incendierea casei sale. Se pregătește să traverseze una dintre autostrăzi, unde mașinile merg cu aproximativ 100 de km la oră și aproape că este lovit de o mașină în acest proces. El cade la pământ, mașina îl ocolește, dar îi trece peste vârful unghiei. Privind pe drum la mașina care l-a lovit, își dă seama că este plină de copii de toate vârstele. Îi imaginează aplaudând în mașină, dornici să-l omoare și chiar se întreabă dacă a ucis-o pe Claris. Între timp, mașina s-a întors să-l calce din nou. Montag fuge și ajunge la casa unui coleg, se furicează înăuntru și ascunde cele patru cărți în bucătărie. Apoi găsește un telefon public și dă alarma pentru acea casă. Pe urmă se îndreaptă spre casa profesorului. Acesta este uimit să-l vadă în viață, iar Montag își plânge acțiunile anterioare. Totul a dispărut. Întreaga lui viață este distrusă. Profesorul se bucură că se simte în sfârșit în viață. El crede că în cele din urmă a încetat să mai fie un laș. Îl întreabă care sunt planurile lui: Să fugă răspunde el. Montag îi lasă profesorului banii pe care îi are la el. Bătrânul profesor îl sfătuiește să se îndrepte spre râu, unde sunt vechile linii de cale ferată care duc în țară. Sunt o mulțime de foști intelectuali care stau pe acolo, spune el, și va încerca să-l întâlnească mai târziu în sen lui. Înainte ca Montag să plece, profesorul îi arată un mic ecran de televizor de mărimea unei cărți poștale în dormitorul său. Se uită la știri și urmăresc scena urmăririi lui în desfășurare. De când el a incendiat câinele mecanic al orașului, unul nou a fost adus din cartierul vechi. Cei doi își fac griji că potaia mecanică îl va urmări după miros. Pe urmă îi spune profesorului să ardă tot ce l-ar putea da de, de gol după ce pleacă, ca să nu pice el pradă mâniei câinelui. Apoi se îmbracă în hainele vechi și mirositoare ale bătrânului pentru a încerca să-și ascundă mirosul personal, ia o sticlă de whisky și pleacă. Montag fuge, dar pe urmă se oprește și urmărește cum câinele mecanic ajunge în pragul casei profesorului, adulmecă câteva momente pline de tensiune și în cele din urmă pleacă. În timp ce aleargă spre râu, el ascultă din nou radioul prin casca din urechi. Autoritățile ordonă fiecărui cetățean din district să se uite pe fereastră în același timp și în acest fel pot acoperi tot orașul deodată. Montag este nervos, dar ajunge la râu exact când oamenii încep să se uite pe fereastră. Se dezbracă, se stropește cu whisky și pe urmă se lasă în voia curentului apei. Când câinele mecanic ajunge la râu, Montag se află la 300 de metri distanță, și își pierde urma. Plutin pe râu, are timp să se gândească. În sfârșit, el vede luna și știe că soarele este acolo, în univers, arzând constant. Soarele arde în fiecare zi, ceea ce înseamnă că soarele arde timpul. Se gândește că dacă soarele arde mereu, iar el și ceilalți pompieri ard mereu lucruri, atunci totul se arde, ceea ce nu este în regulă. Se gândește și gândurile lui devin un pic mai logice. Nu, nu se poate să fie așa. Lumea nu poate fi plină de toată această distrugere. Ar însemna că nimic nu se face vreodată, nimic nu se construiește vreodată. Acesta este motivul pentru care nu va mai putea arde niciodată nimic. Curentul apei îl duce spre țărm, se gândește la Mildred și se întristează. Își amintește că a vizitat o fermă când era copil și a văzut natura așa cum este ea. Se imaginează dormind într-un pat de fân la o fermă și urmărind o femeie tânără și frumoasă în spatele unei ferestre, împletindu-și părul. Ea îi amintește de Claris. Tot ce și-ar dori atunci, crede el, este să se trezească dimineața și să meargă pe treptele din fața casei și să găsească lapte proaspăt. Brusc, el are impresia că vede doi ochi care se uită la el din pădure. Nu, nu, poate fi câinele. S-a terminat jocul. Dar nu este câinele și jocul nu s-a terminat. Este doar o căprivar. Apoi se împiedică de o cale ferată, ceea ce este bine deoarece o căuta. El își închipuie că Claris s-a plimbat aici cu mult timp în urmă pe aceeași cale ferată. O jumătate de oră mai târziu observă un foc în întunericul din față. Pe măsură ce se apropie își dă seama că focul nu arde ceva, este un foc care încălzește, este constructiv, nu distructiv. Apoi au de voci pline de curiozitate și uimire, și pe deplin conștiente de lumea din jurul lor. El este chemat pe nume din umbră. Bărbații le invită să stea și să bea o cafea. Aparentul lider al acestei trupe se prezintă ca Granger, și apoi explică cum poate schimba mirosul chimic al lui Montag pentru a-l scoate pe câine de pe urma lui l-au urmărit la televizor, spune el, și arată televizorul lor portabil și îi explică că autoritățile vor simula o captură, probabil la unui pieton nebănuitor. Bărbații stau în jur și privesc cum se întâmplă asta. Atunci totul s-a terminat. Granger prezintă câțiva membri ai trupei, toți sunt foști profesori și intelectuali. El însuși este autor de cărți non-ficțiune care explorează relația dintre individ și societate. Pe urmă îi spune că și ei au fost indivizi furioși, dar acum s-au unit și ei cer și lui să li se alăture. Dar îl întreabă ce are de oferit. El le spune că deține o parte din cartea Ecleziastului și poate puțin din Apocalipsa Sfântului Ioan. Dar acum nu le mai are nici pe acestea. Cartea Ecleziastului ar fi bună, îi spune Granger și îl întreabă unde o are. Montag duce mâna la frunte. Așa funcționează, încuvințează Granger, și noi ținem cărțile în cap. Citez. Granger se întoarse către reverend. Avem o carte a ecleziastului? Una singură, un bărbat pe nume Harris din Youngstown, Montag. Granger strânse cu putere umărul lui Montag. Ai grijă de tine, păzește -ți sănătatea. Dacă îi se întâmplă ceva lui Harris, tu ești cartea ecleziastului. Vezi cât de important ai devenit în numai un minut? Dar am, am uitat-o." Nu. Nimic nu se pierde. Avem metodele noastre ca să aducem la suprafață comoara ascunsă în tine." Dar a, am încercat să-mi amintesc." Nu încerca. Va veni de la sine atunci când vom avea nevoie. Toți suntem înzestrați cu memorie fotografică. Totuși, petrecem o viață învățând cum să reținem lucruri care, de fapt, se află deja acolo." Simons studiază problema de 20 de ani, așa că acum dispunem de o metodă prin care ne putem reaminti tot ce am citit cândva. Montag, ți-ar plăcea să citești într-o zi Republica lui Platon? Desigur, eu sunt Republica lui Platon. Ai vrea să citești Marcus Aurelius? Domnul Simons este Marcus. Încântat, spuse domnul Simons. Îmi pare bine, spuse și Montag. Vreau să faci cunoștință cu Jonathan Swift, autorul acelei crude cărți politice care este călătoriile lui Gulliver. Iar dânsul este Charles Darwin, omul de acolo este Schopenhauer, celălalt e Einstein, cel de lângă mine Albert Schweitzer, un filozof foarte cum se cade. Aici suntem cu toții, Montag. Aristofan, Mahatma Gandhi, Gautama Buddha, Confucius, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson și domnul Lincoln, tot noi suntem Matei, Marcu, Luca și Ioan. Toți râsele încetișor. Nu se poate, murmură Montag. Ba se poate, replică zâmbind Granger. Suntem și incendiatori de cărți. Citim cărțile și apoi le ardem de teamă să nu fie găsite. Microfilmele nu ne-au fost de prea mare folos, suntem mereu pe drumuri, n-am vrut să îngropăm microfilmele și să ne întoarcem mai târziu. Există întotdeauna riscul de a fi descoperit. E mai bine să păstrăm totul în capetele noastre. Așa nimeni nu poate vedea sau bănui nimic. Toți conținem fel și fel de scrieri de istorie, literatură și drept internațional. Byron, Tom Paine, Machiavelli și Hristos, toate se află. Aici. E târziu. A început războiul. Suntem aici, în câmp, iar orașul e acolo, înfășurat în veșmântul lui multicolor. Ce părere ai, Montag? Cred că am fost orb atunci când am încercat să fac după cum mă tăia capul, când am ascuns cărți în casele pompierilor și am dat alarma. Ai făcut ce trebuia să faci. La scară națională, ideea ta ar fi dat rezultate minunate. Dar calea noastră e mai simplă și credem noi mai bună. Tot ce dorim e să păstrăm intacte și în siguranță cunoștințele de care considerăm că vom avea nevoie. Încă nu vrem să incităm sau să înfuriem pe nimeni, pentru că dacă noi suntem anihilați, atunci știința noastră va muri odată cu noi, poate pentru totdeauna. În felul nostru suntem cetățeni model, nu facem nimic bădător la ochi, noaptea ne aciuăm pe dealuri și orășenii ne lasă în pace. Când și când ne mai opresc și ne mai pregheziționează, dar nu găsesc la noi nimic care să ne incrimineze. Organizația e flexibilă, foarte mobilă și fragmentară. O parte dintre noi au recurs la chirurgie plastică pentru a schimba fizionomia și amprentele. În clipa de față avem o misiune cumplită. Așteptăm să înceapă războiul și să se sfârșească tot atât de repede. Noi deloc plăcut, dar nu avem nicio putere. Noi suntem o stranie minoritate care strigă în pustiu. După ce se va termina războiul, poate vom fi de vreun folos omenirii. Chiar crezi că după aceea vor pleca urechea? Dacă nu, atunci va trebui să mai așteptăm. Vom transmite fiilor noștri cărțile din gură în gură și ne vom lăsa copiii să slujească la rândul lor alți oameni. Desigur, pe această cale se va pierde mult, dar noi i poți sili pe oameni să te asculte. Trebuie să-i lași să-și vină singuri în fire și să se întrebe ce s-a întâmplat și de ce le-a fugit pământul de sub picioare. Nu poate dura așa la nesfârșit. Cât sunteți? Suntem mii pe drumuri, pe căile ferate dezafectate, pe din afară vagabonzi, pe dinăuntru biblioteci întregi. La început n-a fost nimic planificat. Fiecare om avea o carte pe care dorea să și-o amintească și și-o amintea. Apoi, în vreo 20 de ani, tot călătorind, ne-am întâlnit unii cu alții, am creat rețeaua și am elaborat un plan. Cel mai important lucru pe care a trebuit să-l învățăm este că noi nu contăm. Nu trebuie să avem orgoliu, nu trebuie să ne simțim superiori față de nimeni pe lume. Noi nu suntem decât coperți de cărți. Fără cărți nu însemnăm nimic. O parte dintre noi trăiesc în mici orașe. Există un orășel în Maryland cu numai 27 de locuitori și nicio bombă nu va cădea acolo. Aici se găsesc eseurile complete ale unui scriitor pe nume Bertrand Russell. Ia orașul, frunzărește paginile. Într-o bună zi, Într-un an, când se va sfârși războiul, cărțile vor putea fi rescrise. Oamenii vor fi chemați să redea ceea ce știu și vom transmune totul în cuvinte tipărite până la o nouă epocă a întunericului, când poate va trebui să luăm totul de la început. Dar tocmai aceasta e miracolul din ființa omenească. Niciodată nu se descurajează și nu se dezgustă în asemenea măsură încât să renunțe să ia totul de la început, pentru că știe foarte bine cât de important e acel lucru și că merită făcut. Ei sting focul și se deplasează mai în aval. Pe la cinci dimineața, Montag îl întreabă pe Granger de ce l-au primit și de ce au încredere în el. Acesta îi spune că autoritățile orașului nu se deranjează pentru ei, așa că adăposirea unui fugar nu este tocmai o problemă. Montag se uită în jur la ceilalți bărbați. Așteptându-se să vadă cunoștințele lor strălucind de pe fețele lor, și șocat să descopere că arată destul de obișnuiți. Își dă seama că acești bărbați nu sunt siguri de nimic. Cineva îi spune să nu judece o carte după copertă și se amuză cu toții. Aud zgomotul bombardierilor cu reacție din orașul îndepărtat, iar Montag se oprește pentru a reflecta că Mildred. S-a întors acolo. El îi explică lui Granger că nu-i pasă cu adevărat de ea și că nu ar plânge dacă ea ar muri. Acesta îi spune despre bunicul său care a murit când era el un băiețel. A plâns nu pentru bunicul său, ci pentru toate lucrurile pe care le făcuse bunicul său. Era un gânditor independent, un om de mare talent artistic. A lăsat atât de multe în urmă când a murit, atât de multe atinsese și le schimbase cu mâinile lui. Spre deosebire de bunicul lui Granger, Mildred nu a făcut nimic cu mâinile sau cu viața ei, se gândește Montag. Deodată cerul se umple de lumini strălucitoare. Sunt o grămadă de bombardiere cu reacție. Montag se gândește la Mildred întinsă sub dărâmături în urma bombelor și brusc își amintește unde s-au întâlnit prima dată, în Chicago. Toți sunt doboreți de forța exploziei, dar nu sunt uciși. Orașul a dispărut, ras de pe fața pământului. Când Montag se ridică în picioare după explozie, își amintește o parte din cartea Apocalipsei și cartea Eclesiastului. El observă mai mult din împrejurim și își imaginează că într-o zi toți vor vedea lumea așa cum arată cu adevărat. Se uită înapoi spre oraș, acesta a fost complet nivelat. Se întreabă cât sunt morți aici și în alte părți ale lumii din cauza războiului. Pe urmă, bărbații aprind un mic foc pentru a găti micul dejun, și își fac planul să se îndrepte în amonte unde va fi nevoie de ei. Granger le explică bărbaților ce este o pasăre Phoenix și cum se ridică din propria cenușă. Și oamenii sunt așa, le spune el, dar oamenii au un avantaj. Ei sunt conștienți de toate prostiile pe care tocmai le-au făcut. Citez. Acum haideți să pornim în susul apei, îi îndeamnă Granger. Și nu uitați un lucru. Voi nu sunteți importanți. Voi nu însemnați nimic. Într-o bună zi, povara pe care o ducem noi ar putea fi de folos cuiva. Dar chiar și atunci când am avut cărțile la îndemână, cu multă vreme în urmă, nu ne-am slujit de ceea ce găseam în ele. Continuăm să ne jignim morții, scuipăm pe mormintele tuturor nefericiților care au murit înaintea noastră. În săptămâna, luna, anul ce urmează, vom întâlni mulți oameni singuri. Când ne vor întreba cu ce ne ocupăm, puteți răspunde ne amintim. Așa vom câștiga partida până la urmă. Într-o bună zi, ne vom aminti atât de multe încât vom construi cel mai mare excavator din istorie și vom săpa cel mai uriaș mormânt al tuturor timpurilor. Vom arunca războiul înăuntru și îl vom îngropa acolo. Acum. Haideți mai întâi, vom construi o fabrică de oglinzi și în anul care vine nu vom produce altceva decât oglinzi, ca să ne vedem bine chipul în ele. Terminarea de mâncat și stinseră focul. În jurul lor, lumina zilei se făcea tot mai strălucitoare ca și cum cineva ar fi mărit fitilul unei lămpi trandafirii. Păsările care fugiseră grăbite se întorceau în copaci, înapoiindu-se în cuiburi. Montag porni la drum și după scurt timp descoperi că ceilalți îl urmau unde aproape, îndreptându-se spre nord. Surprins, se dădu într-o parte ca să-i facă locul lui Granger, dar acesta îl privi și-i făcu semn cu capul să meargă mai departe. Montag rămase în frunte. Se uită la apă și la cer, la calea ferată mâncată de rugină care ducea înapoi la fermele cu hambarele pline cu fân, pe lângă care mulți trecuseră pe timp de noapte după ce părăsiseră orașul. Mai târziu, peste o lună sau peste șase luni, în niciun caz mai mult de un an, se va înapoi aici, singur, și va continua să meargă până îi va ajunge din urmă pe oamenii aceia. Acum însă îi aștepta cale lungă. De dimineață până spre amiază, însoțitorii lui tăceau pentru că aveau multe lucruri la care să se gândească și pe care să-și le amintească. Poate mai târziu, spre prânz, când soarele se va ridica și îi va încălzi, ceilalți vor începe să vorbească sau pur și simplu să spună lucruri pe care și le aminteau, doar ca să se asigure că erau acolo, să se convingă că acele lucruri se aflau în siguranță în mintea lor. Montag simți freamătul tainic al cuvintelor mognind încet în el. Când îi va veni rândul, ce-ar putea să spună, ce-ar putea oferi într-o zi ca aceea, ca să facă drumul mai plăcut? Fiecare lucru are un timp al lui. Pentru fiecare lucru există un moment potrivit, da. Un moment în care să dărâmi și un moment în care să construiești, da. Un moment în care să păstrezi tăcerea și un moment în care să vorbești, da. Toate acestea. Dar ce altceva? Ce altceva? Ceva, ceva... Și pe fiecare mal al râului creștea câte un copac al vieții, care făcea 12 feluri de fructe ce se pârguiau în fiecare lună, iar frunzele copacului slujeau la tămăduirea semințiilor. Da, se gândi Montag, asta am să o păstrez pentru amiază. Pentru amiază, când vom ajunge în oraș sfârșit. Un roman cu tremurător la vremea lui, poate mai puțin acum pentru că noi deja trăim o parte din predicțiile lui. Cu toate astea, cred că ar trebui să ne înspăimânte mai tare decât o face, pentru că suntem atât de predictibili. Noi trăim deja în această bătălie între tehnologie și natură. Într-un colț al ringului avem tehnologia care este rece, distructivă și cu toate astea atât de atractivă. În celălalt colț avem natura în toată splendoarea ei, captivantă și inspiratoare. În cartea lui Bradbury, natura iese destul de puternică până la urmă. Amintiți-vă că doar în natură Montag este capabil să gândească clar și să tragă concluzii din experiențele sale. Bradbury susține că natura și toată viața, de altfel, este un ciclu de creație și distrugere. Acesta este modul natural al lumii în care trăim, dar. În zilele noastre, tehnologia s-a concentrat mai mult pe distrugere și violență, lăsând omul într-o stare nefirească. Optimismul lui Bradbury poate fi optimismul omenirii, prin aceea că tehnologia ar putea fi un concurent destul de puternic în această luptă, dar tendința sa spre autodistrugere va deveni căderea ei. Așa că, în cele din urmă, ne vom întoarce din nou la natură și asta se va întâmpla mereu. Sper eu. <laughs> vă mulțumesc că m-ați ascultat și nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să dați share, iar în spiritul subiectului cărții, dacă v-a plăcut cartea, citiți-o pe toată. Țineți cartea în mână și înainte să vă apucați de citit, mirosiți-o. Va fi o experiență de o mie de ori mai plăcută decât ce ați simțit aici. Numai bine.